Bine, v-am regăsit, dragii mei! Este sâmbătă, analizăm împreună o nouă săptămână, o săptămână interesantă pentru că avem două mari aspecte. Primul aspect, 22 iulie, intrarea soarelui în zodia leului ei! Și al doilea aspect este tot un ei, este intrarea lui Mercur în zodia fecioarei. Ambele la ele acasă, foarte bine mersi și odată cu. Cu ele vom avea și noi o vibrație mai bună, mai interesantă, atât din punct de vedere intelectual, cât și din punct de vedere al identității noastre fiecare. Aspecte mai drăguțe avem săptămâna asta, deci pregătiți-vă să aveți și o săptămână bunicică între câte au mai fost conjuncții Marte-Uranus și ce mai este în plan subtil printre astea. Haideți să începem cu berbecul. Dragii mei berbeci, dragi și minunați, avem 22 iulie, intrarea soarelui în zodia leului, ceea ce pentru voi înseamnă vacanță, înseamnă distracție, înseamnă relaxare și faptul că aveți nevoie să vă puneți cât mai mult în slujba veseliei și cumva să întoarceți pagina sau să treceți mai departe la o nouă etapă din viața voastră așa încât veți deveni mai puternici și veți fi mai siguri pe voi. Începând cu 22, timp de o lună, creșterea puterii și creșterea vibrației va fi de bun augur pentru fiecare dintre berbeci. Apoi, pe 23 trebuie să aveți în vedere că, într-o formă sau alta, lucrurile sunt puțin, să zicem, spre îndoială sau spre mici panici, mici semne de întrebare pe care vi le puneți apropo de prietenii voștri și apropo de tot felul de lucruri pe care vreți să le realizați împreună cu cei dragi Mă S-ar putea să nu fie neapărat vorba de prieteni, poate să fie vorba și de familie, printre altele. Oricum, ea ca zi ce vă cere este să aveți în vedere gașca voastră. Gașca voastră și ce faceți împreună cu gașca, ce faceți cu prietenii, unde și ce vreți să faceți în vacanțe sau alte situații. Apoi pe 24, o zi foarte interesantă în care Trebuie să aveți uh, grijă unor discuții, unor dialoguri sau vă veți supăra destul de tare că nu vi se răspunde la un telefon, la un e-mail sau ceva nu decurge cum vă doriți voi. Este vorba de o problemă de comunicare undeva la mijloc uh, și trebuie să vedeți de ce. Aș putea spune, aș recomanda, practic că este ceva în sine voastră, în interiorul vostru, în subconștientul vostru, care blochează această comunicare. Nu neapărat cu persoana, cât din genul ăsta de situații sau de așteptări pe care le aveți, o lecție pe care o veți descoperi-o și o veți și învăța-o până la toamnă, asta este sigur. Apoi pe 25 august, 25 iulie, pardon, mare atenție, este o zi în care trebuie să vă faceți un pic de cap sau să vă distrați sau să vă apropiați de Dumnezeu sau să fiți într-o zonă mai relaxată, dacă ați plecat în vacanță, doamne, ajută faceți multe poze și uitați-vă cât de frumos e în jurul vostru. Dacă n-ați plecat încă în vacanță și aveți nevoie, atunci s-ar putea să fie o zi destul de stresantă. De aceea, ce vă recomand în această zi este să. Puneți un pic de sare și piper de condimente în energia acestei zile, pentru că aveți nevoie de un pic de adrenalină, de un pic de uh, sentimente calde, visătoare, imaginație, ceva uh, ieșit din sfera cotidianului, să spunem așa. Apoi, atenție un pic și la vicii în această zi. 26 iulie, mare bucurie mare, Mercur intră în zodia fecioarei. Wow, ce ne bucurăm pentru că ne place când Mercur este în fecioară și în gemeni. Ei bine, de această dată o să stea până pe 5 august, după care intră în retrograd și acolo nu o să ne mai placă, dar -a fost, nu e prima dată retrograd, nu e nici ultima dată, ne învățăm noi cu, cu lecțiile lui. Ce mă interesează este să țineți cont că din 26 Iulie până în 5 august trebuie să profitați la maxim de toate ideile, discuțiile și tot ce vine pe nu știu, revelații, intensitate intelectuală, eforturi intelectuale, încercarea de a comunica eu știu, cu anume persoane, tot felul de idei pe care vreți să le puneți în practică. Ce va aduce acest mercur în fecioară? Va aduce multă performanță ceea ce este bine până pe 5 august, după care mai vine el cu performanța mai târziu, prin septembrie. Deci, performanța la purtător și mult curaj înainte. 27. iulie este o zi importantă, 27-28 ca zile de weekend, avem un moment în care luna deja va fi în zodia berbecului din 26, deci pregătiți-vă să vă reinventați, să vă conectați cu propriul vostru suflet și să deveniți trei în unul, ca să zicem așa, corp, minte, suflet. Și în duminică aș recomanda niște cheltuieli, dar să aveți grijă să nu faceți excese, pentru că tendința va fi să să cheltuiți mai mult decât ar trebui sau să vă pară rău mai târziu pentru cheltuielile pe care uh, le-ați făcut inutile în acest weekend sau în această duminică. Dragii mei Tauri Ascende sau Zodie dragii mei performanță și din punctul vostru de vedere uh, 22 iulie avem intrarea soarelui în zodia leului ceea ce vă va aduce foarte multe posibilități, dar și multă lumină și multă căldură, da, soarele în Leu este maxim de cald, se coace porumbul, se coc pepenii, se coc roșiile, se coace tot ce e de copt. Deci puterea soarelui va va fi mult mai mare la fel și pentru voi. Lucru care uh, vă poate și deranja un pic, pentru că soarele în Leu nu este foarte blând cu voi. Deci orică nu vă place căldura, orică nu vă plac lucrurile pe care el le va aduce, dar cert este că o lecție veți avea undeva la, uh, în perioada asta de uh, soare în leu uh, și apoi și mercur retrograd în zodia leului va veni să sublinieze. Deci atenție ce lecții veți începe din 22 iulie încolo, în principal ne referim la tot felul de lecții în familie sau care vă vin dinspre cei dragi. Apoi, vedeți și voi, este genul de persoană care nu vă seamănă deloc, cea care vă aduce aceste supărări. Sunteți ca ziua și noaptea unul cu celălalt și sub o formă sau alta trebuie să găsiți o cale de mijloc sau trebuie să găsiți o înțelegere, dacă nu cu soarele în leu, cu mercur retrograd în leu, asta până la final de august. Apoi, pe 23 iulie, o zi foarte interesantă în care Mercur participă la vibrația zilei și mai participă și Uranus. Deci, toate bune și frumoase, nu mai este ca și conjuncția Marte-Uranus în Taur, slavă Domnului că am scăpat și n-a fost atât de neagră, dar este totuși o zi foarte interesantă care vă cere să vă schimbați. Să vă schimbați sau să ieșiți din confortul vostru, pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le realizați sau pe care trebuie să le înțelegeți să le înțelegeți pe domeniul imediat, t -t 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 -t, pe domeniul tot familial, tot prin familie. Sunt niște lucruri care vă tracasează sau niște lucruri care vă irită, dar oricum ar fi, sunt lucruri pe care trebuie să le luați ca niște lecții și să învățați din ele, să nu le tărăgânați pe mai departe. Iată, o Mercur retrogram mai târziu să vă dea lecția și mai puternic. 24 iulie este, un schimb, o zi foarte drăgălașă. Suntem deja în Zodia Leului și asta e bine pentru noi, dar este și o zi în care Jupiter vă trage un pic de, de bani. Vă cere să faceți o investiție, o cheltuială sau vă subliniază niște situații financiare. 25 iulie aveți și voi nevoie de relaxare, aveți și voi nevoie de planuri de viitor uh, și de mai multă energie. Uh, trebuie însă să fiți pe fază pentru că luna neagră este acolo și ea, uh, cel puțin seara, lui 25 și dimineața, lui 26, vă subliniază destul de tare niște stări nu tocmai drăguțe, niște stări de agresivitate interioară, aș, aș zice. Deci, atenție, ce veți face? Nevoia de relaxare este clară. Dacă se poate să vă culcați mai devreme sau să dormiți mai mult sau să faceți ceva în sensul de a vă umple bateriile și de a sta cât mai puțin în agitație sau în această stare de alertă. Apoi, pe 26 iulie, este o zi foarte importantă cu eco în sănătatea voastră, în primul rând, și apoi mai este importantă și pentru că mercur va intra în zodia fecioarei. Așa cum vă ziceam, va duce și vouă performanță, dar performanța aceasta este mai degrabă pe zona creativă. Deci, toți. Cei care sunteți pe zona de creativitate sau cei care vreți să începeți o activitate creativă, iată, acest mercur în zodia fecioarei vă ajută foarte tare în demersuri de acest fel. Bineînțeles, cei care vreți să cumpărați tot felul de uh, lucruri de sport sau pentru pasiunile voastre, care vreți să, uh, faceți, uh, să vă înscrieți la o școală sau să faceți voi o școală, cei care vreți să aduceți un plus de valoare prin calitățile și capacitățile voastre, prin creativitatea voastră, prin imaginația voastră, iată, toate acestea vă sunt foarte favorabile din 26 iulie până în 5 august cel puțin și apoi din septembrie va continua. 27-28 iulie, două zile de weekend atât de interesante în care între timp luna va intra în zodia voastră în taur și vă va sublinia și vă va ajuta și vă va încărca de tot felul de emoții. Așadar în acest weekend vă recomand o dignă vacanță sau cumva să vă gândiți mai mult la voi și la confortul vostru, să fiți cât se poate de în confort cum vine vorba. Dragii mei, gemeni, dragi gemeni, dragi, ascende sau zodia, aveți și voi o performanță, dar care vă ține din scurt. Și avem 22 iulie, intrarea soarelui în zodia leului, mare bucurie mare din perspectivă intelectuală, dacă aveți de făcut vânzări, dacă aveți de reglat conturi, dacă aveți de dat răspunsuri, de primit vești și foarte foarte multă flexibilitate în tot ceea ce veți face, dar o flexibilitate care vă vine natural, care vă descoase și vă deblochează din foarte multe, și una peste alta mai mult decât oricând vi se deschid drumurile, orice drumuri vă doriți. voi. Începeți o perioadă foarte importantă în comunicare și dacă aveți de lămurit tot felul de situații, iată, soarele în zodia leului vă va ajuta foarte mult în acest sens. 23 iulie, soarele continuă să fie în zodia leului și luna va intra în zodia peștilor, după ce aproape toată mare parte din zi va fi învârsător, ceea ce vă subliniază destul de tare anume niște capacități, niște dorințe, niște planuri, niște realizări. Ce vrea de la voi este să evoluați, să creșteți, să urcați cât de sus puteți voi să urcați și să vă vedeți drumul înainte, să vă gândiți la viitor și la tot ceea ce vreți să elevați și să creșteți în viața voastră, în parcursul vostru, în misiunea voastră. 24 iulie este o zi în care Jupiter nu este foarte bine aspectat. Și am putea spune că începem să simțim un alt aspect foarte puternic între Jupiter și Saturn de această dată. Se va resimți destul de tare acum Saturn retrograd, acum Jupiter retrograd, vor face niște schimburi de locuri, dar este un schimb de energie pe care îl vom resimți cu toții și în principal axa voastră gemeni săgetător fecioară pești. De aceea vă subliniez că această zi poate să fie o zi cu ecou, dar și o zi reper, în care puteți să vedeți cam cât de multe lucruri puteți realiza și dacă lucrurile sunt grele, atunci să știți că, de fapt, și pasul pe care voi îl veți face prin aceste realizări este mare și atunci e normal că și piedicile și obstacolele și deblocările și tot ce vine la pachet va fi destul de greuț. Dar concentrații vă se vor face uh, aceste schimburi de energie despre care vorbesc Saturn în Jupiter, uh, cumva vă pun în fața faptului împlinit, vă obligă, vă împing de la spate, vă bagă direct într-un context de viață pentru a vă pune în acord cu misiunea voastră din această încarnare și în acord cu ceea ce trebuie să realizați voi ca oameni. 25 iulie, deci o zi reper încă o dată, zic. 25 iulie nu mai este atât de uh, cu fapte deja împlinite și fără să aveți un cuvânt de spus, dar aveți nevoie de un plus de relaxare și voi. Și apoi vreau să aveți grijă pentru că în această zi vă puteți simți mai obosiți, genul ăla că vi se picioarele sau că nu puteți avansa, că ceva vă ține pe loc sau efectiv vă dor articulațiile și nu pentru că ar fi vreo boală, ci pentru că pur și simplu energiile acestei zile sunt un pic disturbatoare. De aceea vreau să aveți grijă de articulațiile și de genunchii voștri în principal, dar nu numai, și important ar fi această relaxare despre care vorbim. Deci încercați să eliminați, să eliberați tot ceea ce vă împovărează și în felul ăsta ziua poate să fie foarte, foarte bunicică. Apoi luna neagră în această zi nu se lasă deloc, vă tot arată și vă tot ține din scurt într-o direcție sau alta, din perspectiva relațională sau din perspectiva. Viselor, așteptărilor și idealurilor voastre. 26 iulie, ziua cea mai zi din acest final de săptămână, pentru că îl avem pe Mercur care va intra în zodia fecioarei, la el acasă, la fel cum este și în zodia voastră, dar într-o altă esență, într-o altă vibrație și cu altă frecvență. De aceea vreau să aveți grijă că. Așa cum știți și voi, întotdeauna Mercur vă influențează foarte mult ca energie, ca statut, ca atitudine și ca și caracter inclusiv și atunci trebuie să aveți grijă ori de câte ori el are un tranzit important. Așa mai mult decât în orice alte semne, când intră în Fecioară, când intră în Pești, când intră în Săgetător, sunt o felul de lecții care vă vin direct vouă ca și... Lecție intelectuală, să spunem, sau lecție de comunicare, de concentrare, mercuriană în tot cazul. Deci, atenție, din 26 a iulie până în 5 august va fi acest început de lecții, lecții de concentrare, lecții de comunicare, după care, sau lecții de personalitate de-a dreptul, după care. Va fi poate un pic mai soft, oricum Mercur retrograd nu o să fie foarte blând cu voi în niciun caz, nici cu voi, nici cu fecioarele, deci trebuie să vă pregătiți. Și dacă aveți o luptă directă, voi cu persoane care gândesc foarte diferit decât voi, cu persoane care nu vă înțeleg. Sau efectiv sunteți două minți puternice, dar foarte diferite, și nu aveți foarte multe în comun, atunci încercați să găsiți puncte de mijloc sau puncte comune, sau să faceți cumva să aduceți această armonie de care aveți nevoie și înțelegere totodată. Apoi, lecția este a voastră și nu a celorlalți, pentru că voi sunteți gemeni și atunci trebuie să știți cum să le vedeți, încercați și tot așa. În altă ordine de idei, tot pe 26 este o zi foarte importantă pentru viitorul vostru. Gândiți-vă ce vă doriți de la viitorul vostru și nu stați să așteptați pică pară mălăiață. 27-28 iulie, două zile de weekend în care bine ar fi să plecați undeva să plecați la drum lung sau să faceți o schimbare pe inițiative sau pe uh, spontaneitate. Este tot ce vă trebuie în acest weekend. Uh, poate chiar de vineri seara, poate chiar de vineri dimineață, dacă se poate, uh, prin spontaneitate, imprevizibil, așa v-ați de dimineață cu gândul plecării și să și plecați undeva, relaxare, dar și vindecare uh, și aș putea să zic că duminică va fi chiar o zi pe placul vostru în care digerați foarte multe lucruri din mental. Lă, vă separați de niște poveri intelectuale sau de niște uh, gânduri care vă ocupau foarte mult spațiu în mintea voastră. Dragii mei, dragi raci, ascendenți sau zodie, dragii mei, fiți și voi atenți la performanțe pentru că vin, vin și Vă trag de mânecă și vă pun la treabă. Și avem 22 iulie, ziua în care soarele va intra în zodia leului și care va însemna pentru voi un start frumos. Un start frumos la capitol financiar. De aceea trebuie să vă gândiți la banii voștri și cum îi faceți, dar și cum îi cheltuiți. Dacă veți avea ceva investiții de realizat în perioada ce urmează, iată, soarele în leu vă este foarte prielnic și dacă unii pleacă în vacanță, voi trebuie să stați să vă gândiți la niște bani, la niște business-uri, la niște proiecte și tot să vă ocupați de banii voștri. Cu atât mai tare cu cât Venus este și ea tot în leu și va aduce același, aceeași vibrație financiară crescută și iată împreună, chiar dacă nu sunt în conjuncție ele ca și planete, împreună prin energia aceasta veți putea câștiga mult mai bine în această perioadă. 23 iulie, deja nu mai vorbim despre Soarele în leu pentru că avem o altă treabă. Este vorba de lună, această lună de vibrație vărsător și pești, care vă cere să fiți foarte concentrați și să fiți foarte atenți. În primul rând, la tot ceea ce înseamnă um, intuiție nefolosită sau faptul că, de dragul intuiției, vă permiteți câteodată să faceți prostii. E acolo despre asta va fi vorba și o să vreau să aveți grijă din acest punct de vedere, pentru că nu stăm foarte bine din perspectiva uh, asta să vă permiteți cumva să vă jucați cu focul în niciun caz. Apoi, pe 24, mare atenție, mare, avem o zi foarte importantă, o zi cu eco în viitor. De ce? Pentru că Jupiter începe să, să facă din aproape în aproape aspecte cu Saturn și acest aspect va fi din ce în ce mai puternic în perioada ce urmează și practic pe tot restul acestui an. De aceea ce vă recomand este să fiți cât puteți pe fază în această zi, să înțelegeți unde sunt marii pași pe care trebuie să-i faceți. În primul rând, nu sunteți suficient de elevați, nu ați învățat suficient de multe lucruri și Saturn vă trage de mâne că să învățați mai, mai repede, să fiți mai abili, mai activi și pe de altă parte Jupiter, care este în Gemeni, într-o casă karmică, vă trage și el de mâne că să lucrați cât puteți de mult la karma voastră și atunci învățarea devine un subiect foarte important nu mai pune la socoteală și că intrăm Mercur în Fecioară, că sunteți pe învățare total. Apoi, pe 25, deci 24, atenție, este o zi cu ecou și o zi foarte importantă pe termen lung. Apoi, pe 25, fiți foarte pe fază. În primul rând, la faptul că este o zi cu încercări. Încercările vă duc, vă obligă să creșteți, să zicem așa cât puteți voi de sus, cât puteți voi de tare, dar să creșteți, pentru că este o zi foarte importantă în evoluția voastră și mai mult decât atât aveți o felul de piedici care vă țin din această evoluție voastră. De aceea vreau să vă orientați foarte mult pe ceea ce știți voi că este important în a crește și să lăsați tot felul de ispite și tot felul de lucruri deoparte, să nu vă lăsați influențați și, cu atât mai tare cu cât este acolo în aspectul zilei și Neptun, să nu începeți să visați prea departe sau prea inutil. Apoi, în altă ordine de idei, vă recomand tot în 25 să vă luați o gură de aer o, la propriu, să respirați profund, pentru că iată aveți nevoie de o imaginație și de o deschidere în creativitate mai mare, deja de acum din 25 iulie, pe următorii încă 2 ani de aici încolo, poate chiar 3 ani de aici încolo, această imaginație care trebuie să depășească, eu știu, mediocritatea, trebuie să treacă mai departe de diverse lucruri pe care vi le imaginați să răspundă la prezent și să creșteți cu ajutorul imaginației foarte, foarte mult și foarte departe. De aceea, creativitatea și tot ce vine alături de creativitate va fi de mare, mare folos pentru voi. 26 iulie revenim la lecții pentru că Mercurii intră în zodia Fecioarei. Până pe 5 august el vă vrea concentrați. Concentrați cât puteți voi de concentrați să fiți. Discuții, dialoguri, să ascultați, să învățați să ascultați, să învățați să vorbiți, să știți să puneți punctul pe ei, să spuneți lucrurilor pe nume, să fiți cât se poate de buni în ceea ce ține de comunicare, expresivitate și după caz, dacă vreți să vă înscrieți la unele cursuri de dicție, de orice natură, important este să vă îmbogățească mintea și mentalul. 27-28 iulie, două zile de weekend în care puteți să vă bucurați, în primul rând să socializați foarte mult și apoi să cheltuiți niște bani sau să faceți niște calcule privind banii în viitorul apropiat și cu atât mai mult cu cât soarele în leu vă aduce stabilitate pe plan financiar, cu atât mai mult aceste planuri de cheltuieli sau planuri de bătaie la capitol financiar vă, vă vor fi foarte, foarte utile, mai ales făcute în liniște, cu calmul unei zile de duminică, așa. Dragii mei, lei în sau zodie, dragii mei, dragi lei puternici, puteți să sărbătoriți deja, oricum veți începe să vă sărbătoriți zilele de naștere, dar ca idee să fie sărbătoare în sufletul și în viața voastră, pentru că soarele intră la el acasă în zodia leului. În sfârșit, o dată pe an, că nu este ca alte planete să aibă două zodii, este doar zodia voastră, voi sunteți cei, voi sunteți aceia, și știți bine, asta vă zic tot timpul, cât de bine este, cât de important este să fii născut în această zodie. Deci, 22 iulie, soarele la el acasă, asta înseamnă că viața voastră se restartează într-un mod pozitiv, că personalitatea, atitudinea, caracterul și totul în ființa voastră se reface, se reconstruiește, se repară, totul este foarte, foarte benefic, totul este foarte, foarte bine. De aceea, bazați-vă pe voi și pe ajutorul acestor energii pe care astrele vi le rezervă și soarele în special. Apropo, la mulți ani celor născuți în această săptămână. Apoi, pe 23, mare bucurie mare. De ce? Pentru că trebuie să fiți foarte atenți la niște situații în cuplu. Trebuie să vă gândiți cât este de importantă dragostea și la ce nivel și cu ce vine dragostea în viața voastră, ce vă aduce, ce vreți de la ea și, bineînțeles, de la persoana iubită. Apoi fiți foarte atenți să nu vă... Să zic așa, la ceva posibile neplăceri, nu în cuplu de data asta, seara târziu sau noaptea dinspre 23 spre 24. Apoi, pe 24 iulie, o zi importantă și pentru voi ca pentru noi toți, pentru că se conturează niște uh, lucruri mărețe și pentru voi și în viața voastră, în primul rând la nivel uh, de sănătate și la nivel de karma. Așadar, vedeți ce vă zice sănătatea și ce vă zice karma în această zi. Luați aminte pentru că sunt lecții care vă pot vindeca de lucruri foarte importante, vă pot elibera de bagaje grele sau vă pot uh, face să înaintați cu sutele de ani înainte, pe măsură ce învățați cât de repede puteți voi. 25 iulie o zi interesantă în care trebuie să aveți grijă, pentru că sunt o felul de ispite care vă țin pe loc un pic și pe voi. Uh, pare că exagerați, exagerați și aveți o stare destul de ciudată, Acum, la general, toată lumea o să se simtă așa mai în alertă decât de obicei. Deci dacă o să vă simțiți că trebuie să vă grăbiți undeva, să nu vă mirați, că așa e ziua la toată lumea. Dar ideea ar fi, atenția la exagerări. Deci, oricum ziua este ea agitată prin definiția ei, atenție, nu o faceți și voi să fie și mai tare. Deci, dacă vă vedeți în exagerări, într-o alertă din asta care nu se mai termină, într-o grabă infinită, într-o stare care nu, nu vă reprezintă, încercați să faceți un pas în spate, să respirați de câteva ori, să vă refaceți uh, uh, bioritmul interior și apoi să vă detașați de energia acestei zile. Altfel, ea zice ce vrea de la voi, zice să vă gândiți la partea materială mai mult decât la partea eu știu, personală. Deci mai puțin la personalitate și mai mult la viață, ceva de genul ăsta. 26 iulie, bucurie mare, mare și pentru voi, intrarea lui Mercur în Zodia Fecioarei vă va aduce mulți bani și proiecte legate de bani. Acum e drept, e timpul scurt, e doar o săptămână jumătate, mă rog. Până pe 5 august aveți timp să puneți în plan ceva apropo de misiunea voastră financiară sau de banii voștri. Dacă nu, oricum, veți descoperi că pentru a atinge niște obiective mai înalte, veți avea nevoie să scăpați de niște lucruri care vă țin pe loc în personalitatea voastră. Deci, pe măsură ce puteți să înțelegeți lucrurile astea încă din 26 încolo, cu atât mai repede, banii voștri se vor mișca din ce în ce mai tare. 27-28 iulie, două zile de weekend în care. Cel mai drăguț ar fi să plecați la drum, să plecați să cheltuiți niște bani, să vă căutați confortul, să vă găsiți confortul și să mergeți acolo unde vă simțiți, în apele voastre, în teritoriile voastre sau la locul vostru. Aș zice călătoriile deja de vineri sunt drumurile deschise și dacă vreți uh, să rămâneți într-un perimetru restrâns, atunci socializarea va fi cea mai importantă și cumva să vă învârtiți între oameni cu bani. Dragi fecioare, dragi fecioare, dragi așteptă sau zodie, fiți pe fază pentru că urmează niște momente frumoase în această săptămână pentru voi, 22 iulie, intrarea soarelui în zodia leului vă reface de la interior. Va aduce liniștea, va aduce pacea, va aduce calmul, va aduce sănătate, va aduce tot ce e mai bun la nivel profund, dar și la nivel karmic. Deci, toate bune și frumoase, profitați cât de tare puteți voi de această liniște și de această spălare și rectificare de karma. Apoi, pe 23, o zi interesantă în care vreau să aveți grijă să nu vă supărați pe toți și pe toate și să vă controlați nervii. Uh, să evitați certurile și alte cine știe ce iritări care ar putea să apară în această zi. Sunteți mai fragili, sunteți mai sensibili și atunci vă recomand să mergeți pe zona de inteligență emoțională mai mult decât pe zona de iritare. 24 iulie pentru voi de asemenea o zi importantă, mai ales că vă aflați pe această axă uh, Saturn-Jupiter, deci, fiți foarte pe fază la lecțiile pe care le veți observa că le primiți și de la cine le primiți în această zi. Aș putea să zic că poate în familie nu, dar persoana iubită da, viața de cuplu și cariera. Aceste două aspecte, cel puțin, sunt la moment foarte importante și cu un ecou foarte important în viața voastră. Din ambele zone primiți lecții, critici sau remarci sau orice ar fi, luați-le ca atare, învățați și iar învățați pentru că puteți să vă schimbați viața într-un mod foarte pozitiv și foarte benefic dacă nu le luați cu ochi rău. Sau dacă nu reacționați ciudat, ca și când nu vă plac criticile sau remarcile sau ceva. Deci este un moment în care de voi depinde și de atitudinea pe care o aveți în fața lecțiilor care vin către voi, pentru că sunt lecții mai mari decât, eu știu, oricare lecție de la Mercur sau Mercur retrograd inclusiv, nu e atât de... Uh, mare lecția precum este aceasta de la Saturn și de la Jupiter, deci fiți acolo în fața faptului împlinit, în contextul în care vă pun aceste două planete, nu contează, vă pun spre binele vostru, spre avansarea voastră, atât în dragoste cât și în carieră, cât și ca notorietate, ca stabilitate, ca totul tot, tot spre bine deci nu aveți de ce să vă supărați nici pe Saturn, nici pe Jupiter 25 iulie o zi foarte interesantă în care aveți nevoie de visare, de meditație, de rugăciune, de yoga, de mantre, de acatiste, de ce vă place vouă să faceți. O zi de eliberare, la propriu și la figurat. Trebuie să vedeți în voi natura umană și nu doar ființa din voi. Deci trebuie să mergeți mai departe de nucleul personalității voastre la nucleul general, la nucleul mondial, să spunem așa, al, al omului, al omenirii. Și cumva să meditați la acest lucru, la umanitate, la eu știu, societate, la generație, la ce vreți voi. O zi cu un ecou foarte interesant din acest punct de vedere. 26 iulie, bucurie mare, mare și partii la propriu. De ce? Pentru că Mercurul intră în zodia voastră și cel puțin până pe 5 august are daruri frumoase pentru voi. Înțelegeți, vă înțelegeți și reveniți în forul vostru, reveniți de pe unde vă împrăștiați răți, iar asta vă va face foarte bine, apropo de lecțiile despre care povesteam, deci vă vine mintea la loc, să zicem așa, Vă vin gândurile înapoi, vă vin abilitățile și ușurința de a realiza tot ce vreți voi să realizați. Așadar, bazați-vă pe voi cât de tare puteți, începând cu 26, cel puțin până pe 5 august, după care iar treceți la lecții care mercur câte unele, câte altele pentru voi. Tot în 26 vreau să aveți grijă la planul spiritual care are și el ceva important să vă aducă. 27-28 iulie, două zile de weekend în care cel mai bine vă este să vă apropiați de Dumnezeu, de Divinitate și de tot ceea ce este mai departe de material. Aveți nevoie de reconectare spirituală, aveți nevoie de refacere a energiei voastre vitale. Hai să vedem balanțele mele, dragi și frumoase! Balanțe, balanțe, aștende sau zodie, dragi balanțe, dragi, 22 iulie, intrarea soarelui în zodia leului vine către voi cu o mare bucurie, anume faptul că sunteți pregătiți să ieșiți din orice zonă de confort și să vă schimbați viața și la 180 de grade dacă trebuie, sunteți acolo pe fază și Soarele în Leu vă va aduce tot ce vreți voi să vă aducă, în cele mai bune vibrații. Va aduce prieteni noi, va aduce oameni noi în viața voastră, va aduce uh, altă frecvență, altă vibrație, vă aduce multă lumină, vă aduce uh, drumuri luminate, vă aduce uh, lumină în suflet, va... foarte multe lucruri frumoase și schimbări foarte pozitive în personalitatea voastră. Apoi, pe 23 iulie, un aspect foarte interesant pentru că, la muncă mai ales, vreți să faceți mai mult și vreți să faceți lucrurile mai bine. Este un aspect foarte important, începând cu 23 iulie, anume un proiect pe care îl veți realiza repede și bine. 24 iulie, mare atenție și pentru voi la aceste două planete, profesori bunei noștri, Jupiter și Saturn. În primul rând, pe zona de muncă, pe zona de succes, pe zona de creștere, de elevare, de știu, înălțare, de binecuvântare, de recunoștință inclusiv, dar și de conectare cu mentalul colectiv. Deci, pe toate aceste planuri aveți lecții de învățat, aveți lucruri de înțeles, aveți revelații, aveți explicații și vă prinde în horă sau trebuie să vă prindeți voi în această horă. Așadar, o zi cu un ecou important pentru succesul vostru și munca voastră. 25 iulie aveți și voi nevoie de vacanță. O vacanță care uh, o veți uh, face o muncind sau uh, plecați în vacanță cu toți cu laptopul după voi sau vedeți voi planificați vacanța deși nu mai puteți de muncă dar este undeva de îmbinat sau trebuie să vă grăbiți să vă terminați tascurile pentru a vă elibera și a putea pleca liniștiți în vacanță deci aveți într-o oarecare nevoie să respirați să vă încărcați bateriile pentru ultima 100 de metri înainte de vacanță Apoi, atenție, seara târziu și pe 26 de vreme, la o stare de alertă pe care și voi ați putea o avea, probabil că nu este a voastră, este mai mult un cuplu sau este a persoanei iubite, dar trebuie să aveți grijă. În altă ordine de idei, vedeți că luna neagrare și ea vina ei, deci chiar dacă starea de alertă este a persoanei iubite, vedeți că și voi scoateți răul din ea. Din persoana iubită mă refer. Deci, nu e niciunul mai, uh, mai roz decât celălalt. Atenție la astfel de situații: 26 iulie, ziua în care Mercur va intra în zodia fecioarei. Și până pe 5 august vă aduce foarte multă înțelegere, foarte multe revelații, dar și foarte multe mistere pe care le veți elucida. Așadar, profitați maxim de aceste capacități intelectuale pe care le veți avea începând cu această zi de 26. În plus, această zi de 26 va fi importantă în relația voastră de cuplu. 27-28, două zile de weekend importante la fel și ele în relația de cuplu. Fiți cât se poate de atenți la dragoste, la aportul iubirii în viața voastră, la nevoia voastră de dragoste și a persoanei iubite, la da și a primi, la oferi și a cere și tot așa. Este un weekend de viață în doi și de intimitate și de deschidere în relația voastră de suflet. Dragi mei, Scorpioni, e bine, Mercur în fecioară și soarele în leu vin și pentru voi cu schimbări și transformări și avem 22 iulie. Intrarea soarelui în Zodia Leului va duce o mare evoluție. Cel puțin vreo 2-3 zile aveți pași mari pe care îi puteți face și realizări importante, după care, inclusiv în 22, dar și după atât cât soarele va fi în Zodia Leului veți avea o lumină deasupra capului în sub acoperișul serviciului, ca să zicem așa, razele de soare care vă aduc și vă luminează foarte mult zona profesională. Așadar fiți cât se poate de activi pe muncă și lăsați vacanța pe final de august dacă se poate. Apoi, sau Profitați de toate aspectele de serviciu sau pe relația cu șefii sau pentru creșterea profesională. Profitați de tot ce este bun uh, la moment în, uh, în relația voastră cu șefii, de exemplu. 23 iulie. 23 este o zi în care trebuie să aveți în vedere, în principal, tot ceea ce vine de la prieteni. Trebuie să lăsați în urmă niște probleme familiale și trebuie să mergeți mai departe către o zonă de îmbogățire sufletească, fie că prin prieteni, fie prin dragoste, prin pasiune, prin imaginație, prin creativitate, prin iubire, prin ce vă place vouă și ce vreți voi să trăiți. Este o zi care vă cere efectiv să ieșiți din capcanele iluziilor și să mergeți în veselia și fericirea sufletului. 24 iulie, o zi în care aveți și voi un ecou important pe termen lung și foarte lung. În primul rând, pe zona de copii, și apoi pe zona de esență personală, dar mai ales esență intelectuală. Aveți niște lucruri de înțeles. Acum că aveți de purtat discuții importante cu copiii. Sau că trebuie să vă faceți mea culpa pentru ce ați dat mai departe moștenire copiilor. Sau ceva trebuie să înțelegeți apropo de acest aspect și uh, să învățați ca atare lecțiile. Oricum, ecoul acestei zile nu este unic. Vă va veni de multe și de multe ori până ce veți înțelege și veți rezolva ce aveți de rezolvat. 25 iulie, o zi importantă în care trebuie să aveți și voi grijă la o stare de alertă, mai mică sau mai mare, mai greuță sau nu. Pare că sunteți presați destul de tare la un lucru, la serviciu, de exemplu. Trebuie să realizați repede și pe fugă sau neprevăzut apare ceva. Apoi, vedeți voi cât depinde de voi această rezolvare sau nu. Dar este această stare de alertă despre care povestim, pe care trebuie să știți să o gestionați. Dacă nu, atenție un pic la sănătate. 26 iulie, bucurie mare și performanțe multe și pentru voi, Mercur în fecioară, vă va aduce foarte multe conexiuni și foarte multe rezolvări și realizări. În primul rând, vă va influența pozitiv la tot felul de schimbări. Apoi, vă va aduce prieteni și oameni importanți și o o gașcă întreagă, poate câte unul, câte unul, dar per total o, o gașcă importantă de oameni noi în viața voastră cu care aveți ce vorbi, cu care vă puteți înțelege, care vă ajută să înțelegeți sau care vă înțeleg. Și apoi, în ultimul rând, începeți să vă gândiți la mari schimbări pe care vreți să le realizați și mai vine și cu încă un aspect, anume o deschidere către mediul online până pe 5 august, dați-i bătaie, după 5 august mai vedeți alte lecții ce vă mai aduce el. Apoi pe 27-28 trebuie să fiți pe fază, weekendul vă cere să mai munciți un pic, să mai depuneți niște efort. Acum unii s-ar putea să nu fiți la serviciu, să fiți deja în vacanță, poate, și atunci Sportul va fi important în acest weekend. Dacă nu, atunci va trebui uh, să faceți de treaba acasă, de exemplu, să vă apucați de o muncă, nu știu, nu neapărat la serviciu, uh, să faceți curățenia de vară, să habar -am, să instalați, să bricolați, să tot faceți diverse uh, lucruri. Ideea este că aveți foarte multă energie și sunteți în acțiune. Este practic un weekend... De multă inițiativă și de multă acțiune, sau de multă forță și energie de consumat. Apoi, dragi săgetători, dragi, iată ne ajuns și la voi. 22 iulie, intrarea soarelui în Zodia Leului, vă va susține foarte, foarte mult pe tot, absolut tot ce vă doriți să faceți. Succesul se aprinde, artificiile se apropie. Și luna va avea și ea aportul ei pentru că va sublinia destul de tare nevoia voastră de succes, nevoia voastră de a fi fericiți și fericirea pentru voi înseamnă succes. Apoi progresul vostru, apoi Venusul care este și el tot un leu, bucurile, relația cu străinătatea și vacanțele și esența voastră de săgetători care are... Iubiți uh, lumea și vreți să vedeți o lume întreagă, iată, soarele în leu, asta va aduce, va aduce deschideri către uh, planetă și către restul teritoriilor și apelor din această uh, frumoasă planetă Terra. 23 iulie este o zi importantă pentru că aveți nevoie să vă concentrați foarte, foarte tare. Uh, deja în a doua ei jumătate sunteți în, uh, într-un context pe care nu-l puteți evita, nu aveți de ales și aveți de învățat. A zice că 23, 24, 25 și uh, chiar și ecoul acestor zile cam vă țin din scurt. Deci, pregătiți-vă în 23. Faceți tot ce aveți de făcut repede în prima jumătate de zi, pentru că în a doua jumătate a zilei s-ar putea să nu mai aveți timpul sau flexibilitatea necesară sau efectiv nu puteți să vă ocupați de ce vroiați voi, pentru că are viața ceva să vă dea ca și context de depășit. Poate e chiar un obstacol sau este doar o simplă lecție. 24 iulie, o zi interesantă cu un eco foarte, foarte mare, mai ales că vorbim despre Jupiter și Saturn. Luna este în pești, planeta Jupiter este și ea patron de pești, iar Saturn este acolo unde este și Luna în această zodie pești. Deci, într-o formă sau alta, dinspre această zodie aveți poate niște lecții sau, sub o altă formă, dinspre o persoană de acasă din familie sau dinspre o persoană dragă sau pur și simplu trebuie să vă gândiți și să reglați foarte îndeaproape aproape problemele în cuplu și problemele în familie. Așadar sunteți puși în fața faptului împlinit atât în relația de cuplu, cât și în relația familială alături de uh, toți cei dragi ai voștri, trebuie să știți să faceți față unor situații și să îi împăcați și pe unii și pe alții și să creșteți inclusiv alături de ei în perioada ce urmează. Cumva sunt mari transformări care se produc din aproape în aproape în viața voastră de cuplu, afectivă, amoroasă și uh, în casa voastră, în familie, alături de părinți, de exemplu. Ecoul oricum se va simți pe termen lung, fiți pe fază cât de tare puteți și puteți rezolva din pripă, astfel că să nu treceți prin momente grele, eu știu, când va intra Jupiter în retrograd. Apoi, pe 25 iulie este o zi foarte importantă în care trebuie să aveți și voi grijă la o stare de alertă, că vorba aceea, luna este în continuare în zodia peștilor, dar avem și un... Un eco al lunii negre în balanță, avem și multe alte energii care fac, într-un fel sau altul, orchestra și ritmul acestei zile. Așadar, dacă vă simțiți în această stare de alertă, fiți atenți de unde și de ce, aș zice că fie este o persoană dragă, fie este un prieten, fie este cineva din familie care vă agită că este o agitație de care nu aveți nevoie, asta e clar, dar este o agitație care vine să vă tracaseze, nu este o agitație pentru a rezolva ceva. Deci, aviz celor care vin să-i să ajutați sau care, eu știu, vă cer anume o mână de ajutor, o mână întinsă, pentru că, de fapt, nu fac altceva decât să vă consume, ei nu au nevoie de ajutorul acesta, ci au nevoie de energia voastră. Apoi, 26, ziua în care Mercur va intra în zodia fecioarei, și dacă Jupiter este în Gemeni și Saturn este în Pești, mai lipsea un Mercur în fecioară să vă țină din scurt, din toate părțile. Vedeți și voi ce se întâmplă. Ce vrea acest Mercur până pe 5 august, vă vrea foarte concentrați în evoluția, în misiunea și în cariera voastră, vă vrea foarte atenți la felul în care vă prezentați, vă vrea foarte sociabil și foarte. Notabili, vă vrea foarte pe o poziție mai sus să urcați în ierarhie, să fiți mai puternici. Deci, până pe 5 august profitați de toate cele pe care Mercur vi le arată pentru ca ulterior să puteți să treceți mai ușor prin Mercur retrograd. 27-28 iulie, două zile de weekend activ două zile de vacanță sau de weekend cu prietenii sau de plecare undeva într-o aventură drăguță și interesantă în care veți consuma destul de multe resurse, dar veți avea și un confort aparte. Deci aventura să crească la maxim, după care liniștea și căderea în scaun să stați liniștiți o zi întreagă, duminică eventual. Deci atât adrenalină cât și liniște Cam așa vor fi zilele de weekend pentru voi. Dragii mei, Capricorn, ne avem și în cazul vostru un mercur foarte activ și foarte important, dar haideți să vedem, 22 iulie, intrarea soarelui în Zodialeului va aduce foarte multă relaxare. Parcă încep să se termine niște probleme, niște obstacole, parcă par vi se arată un drum nou, parcă simțiți ajutorul divin în viața voastră, parcă și karma este mai se înduplecă de voi, parcă totul se mișcă mai frumos. Și aici sunteți liberi să fiți recunoscători, fiecare să învățați recunoștința, gratitudinea și să vă bucurați într adevăr cu toată inima voastră de și cu toată recunoștința voastră de tot ceea ce urmează să se întâmple de luni încolo. 23 iulie, zi interesantă și plină de drumuri. Trebuie să fiți pe fază, trebuie să vă puneți pe drum sau dacă nu pe drum, atunci să vă ocupați de mașină sau dacă nu să stați toată ziua pe telefon, aveți foarte multe lucruri de rezolvat. 24 iulie este o zi interesantă în care trebuie la fel să vă concentrați foarte tare, nu neapărat pe drumuri, cât pe nevoia voastră și a minții voastre. Deci, acest aspect destul de important și cu un ecou destul de mare pe care îl vom trăi până la finalul acestui an între Jupiter și Saturn, se întâmplă pentru voi pe nevoia de mulțumire intelectuală și nevoia de a vă face înțeleși, nevoia de a ști să vorbiți, dar și nevoia de a vă concentra pe lucrurile cu adevărat importante. Și atunci Saturn, pe de-o parte, și Jupiter, pe de altă parte, și Marte, pe de altă parte, ușor- ușor se va apropia și el de Jupiter în acest aspect. Deci, într-o oarecare măsură, destul de mare. Iată această nevoie intelectuală, fie ea, acțiuni intelectuale, decizii, gânduri, mecanisme mentale, performanță intelectuală și toate, toate, toate vor fi din ce în ce mai prezente și mai importante pentru voi și pentru valoarea voastră în ochii voștri. Apoi, pe două, eco-ul este mare, este cu bătaie lungă. 25, o zi în care trebuie să aveți și voi un pic grijă la această stare de alertă despre care tot vorbim. Este o alertă falsă, să spunem așa, o alarmă care se dă inutil în energia voastră și care vă influențează destul de tare pe voi ca zodie în principal. <coughs> trebuie să aveți grijă că este un. Uh, un fake news, ca să zicem așa, trebuie să vă recalibrați, să vă recentrați în personalitatea voastră și să nu vă împrăștiați inutil, să nu vă aruncați energiile în dreapta și în stânga din diverse uh, frici. Este, de fapt, o zi în care imaginația poate să vă joace feste să vă gândiți la tot felul de minunății și de fapt starea de alertă să n-aibă nicio legătură cu imaginația voastră și să fie două lucruri care vă tensionează din două părți diferite. Deci profitați cât se poate de tare de a rămâne în energiile voastre și de a depăși cum puteți să depășiți mediul încă înjurător, să zicem, și energia astrală. 26 iulie, foarte interesantă, pentru că Mercuri intră în zodia Fecioarei și este și o zi foarte, foarte cu ecou. În primul rând ne interesează ce se întâmplă la voi acasă, la voi în familie și apoi ne interesează să vă gândiți cât de tare vreți voi și cât de mult vă doriți să vă mutați din acea casă sau să vă mutați în altă țară. Mercur vă pune pe gânduri, veți decide mai devreme sau mai târziu dacă vreți să faceți o mutare, o schimbare sau deja să începeți să vă gândiți de pe acum și dacă vă gândiți să vă mutați, atunci faceți repede pașii până pe 5 august, dacă nu, nu faceți deloc un astfel de demers, cel puțin până în 20 august. Poate după, dar nici după aia, nu, 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 că o să aveți mercur pe casă karmică, nu, nu. Deci ori vă mutați până în 5 august, ori vă mutați după 29 august încolo. Așa, și weekendul 27-28, un weekend de preocupări familiale, de preocupări și acțiuni în familie, de muncit acasă, de făcut planul cu cei dragi și de făcut curățenie pe acasă inclusiv. Dragii mei, vărsători, aștept sau zodie, dragi vărsători, dragi, 22 iulie, intrarea soarelui în zodia leului va aduce multă iubire. Multă iubire, multă și multă lumină în inima voastră, la propriu și la figurat. Soarele, leul, casa iubirii, casa relațiilor, dragostea, inima, căldura, tandrețea, toate aceste lucruri încep să vă preocupe și să ocupe un loc din ce în ce mai important în viața voastră și în prezentul vostru. 23 iulie este însă o zi mai diferită. Vibrația de leu rămâne timp de o lună de zile, tot. Tot vă interesează această iubire și această inimă, dar, dar, 23 vine să vă țină un pic pe gânduri pentru că vreți să vă faceți niște planuri financiare, pentru că vreți să vă uh, preocupați din ce în ce mai tare de un nou business, uh, dar și pentru că pare că aveți pe cineva care vă ține într-un șantaj emoțional din perspectivă financiară. Deci, mare atenție ce se întâmplă cu banii voștri și faceți bine niște calcule. 24 iulie, o zi cu un ecou extrem de important și tot despre bani va fi vorba. Deci, una peste alta va fi așa. Din 24 începând, gândiți-vă foarte, foarte bine cât de mari averi vreți să obțineți. Din ce? Cu cine vreți să împărțiți această avere? Câți copii aveți și câți copii mai vreți un acord cu averea voastră? Nu știu, sunt o felul de cazuri, știu mulți care zic până n-am 100 de mii, 100 de milioane, nu vreau să mă apuc de făcut copii. Poate să fie cazul și pentru voi să vă puneți un pic de presiune apropo de astfel de decizii. Sau pur și simplu este vorba că v-au crescut copiii și au nevoie de o casă, de o mașină, de niște cheltuieli și trebuie să vă gândiți deja, eu știu, peste un an, 2, 3, 5, să aveți posibilitatea să faceți aceste cumpărături. 25 iulie, o zi foarte interesantă în care aveți și voi o stare de alertă ca noi toți și este falsă și din punctul vostru de vedere. Numai că, din păcate, să oftez înainte de a vă povesti pentru că așa am, am avut o senzație din asta, deci care este ideea? În primul rând este o alertă care vă conectează la niște prostii, la niște prostii, la niște cornițe și codițe și la niște lucruri și vibrații, o, oh, domne. Problema este că aceste vibrații sunt foarte vechi, sunt vechi în trecutul vostru și în trecutul familiei voastre și s-ar putea să fie cu agresivitate sau cu răutate sau destructivitate sau nu știu, niște lucruri urte. Deci, dacă vă treziți de dimineață sau dacă pe parcursul zilei aveți o teamă, ca o loc ce să se întâmple, că o am un presentiment nașpa, că o loc ceva la mine acasă, la mine în familie, la mine pe ceva, lucruri de genul ăsta, ei bine să vă gândiți că de fapt este această stare despre care povestim. Cu cât veți ști să vă reîntoarceți la voi, să vă luați mina de uh, om calibrat, de persoană stabilă, de persoană echilibrată, cu atât mai ușor va fi să scăpați de astfel de situații. 26 este însă zi foarte, foarte importantă și benefică pentru că Mercur intră în zodia Fecioarei, ceea ce va aduce o înțelegere aparte, va aduce o apropiere și o rezolvare și o depășire de obstacole, dar mai ales va aduce și vouă, ca și balanțelor, o elucidare a foarte multor mistere și foarte multor întrebări pe care le aveți, întrebări fragile, întrebări adânci în ființa și în personalitatea voastră, și până pe 5 august aveți tot timpul să le rezolvați să vă răspundeți, după care veți avea alte și mai profunde și mai departe și mai spirituale și mai. 27-28 iulie, două zile de weekend la drum. Plecați într-o călătorie, după care duminică vă întoarceți acasă sau plecați la un drum și între timp mai faceți un ocol, două, trei și uh, planificați o întoarcere mai târziu. Dar oricum ar fi, este un weekend de drumuri. Dragi pești, dragii mei pești, ascendent sau zodie, fiți foarte pe fază. 22 iulie, intrarea soarelui în zodia leului va aduce o muncă și o realizare la muncă, indiferent despre ce zi va fi vorba. Începând cu 22, pregătiți-vă, munca vă uh, aduce noblețe, munca vă nobilează, munca vă ajută, munca vă bucură. 23 iulie este o zi în care trebuie să aveți un Picuți de grijă la starea voastră interioară și la nevoia voastră de a fi calmi, împăcați și la sănătatea voastră este importantă și ea. 24 iulie o zi cu un ecou extrem de mare și de important care vă arată că v-ați mișcat încet, v-ați luat prea mult timp, v-ați dat prea multe șanse inutile, că trebuie să vă grăbiți să învățați niște lecții importante pentru voi, pentru viața voastră, pentru misiunea și identitatea voastră. 25 e cu ecou important. 25 iulie este o zi în care trebuie să aveți grijă la o stare care nu este a voastră, mai pe scurt, o stare care vă agită din exterior, de la astre, în plan subtil mai ales și care nu vă, nu vă face deloc bine, vă consumă destul de tare, dar sub o formă sau alta n-aveți ce, -aveți ce face, în schimb veți ști spre deosebire de multe alte zodii, veți ști cum să o gestionați și asta vă face cinste. Deci o depășire a unui obstacol și veți ști, să-mi lăsați și mesaj, comentariu, cum că, aha, uite, am depășit momentul, aha, uite, asta era încercarea, cam așa va fi. Să ne lăsați și nouă mesaje să vedem prin ce ați trecut, da? Apoi, deja pe 26, ziua în care Mercur va intra în zodia fecioarei, va aduce multă, multă înțelegere în cuplu și multă nevoie de a stabili, de a vorbi, de a negocia, de a vă înțelege, de a vă asculta voi cu persoana iubită. Deci, negocierea în cuplu, comunicarea în cuplu, ascultarea în cuplu și foarte multe lucruri de acest gen, dar, vedeți, va fi vorba și de o echilibrare între mental și emoțional. În viața voastră interioară și în viața voastră de cuplu, inclusiv mai ales dacă partenerul, partenera nu are o inteligență emoțională prea dezvoltată. Va trebui să aveți grijă după 5 august apropo de acest aspect. Și apoi, 27-28 iulie, două zile de weekend de cheltuieli, agitații cu banii sau banii care se agită în portofelul vostru sau bani care vor să iasă din conturi și din portofele, pentru că vreți să faceți lucrurile să se miște. Aveți inițiative în zona financiară, dar aveți și cheltuieli de făcut. Ei, și cam asta ar fi. Ar fi și drumuri importante pe care le puteți face în weekend, dacă nu de vineri seara, cel puțin duminică, nu știu, vedeți voi pe repede înainte undeva unde vă place și vă găsiți voi confortul și luxul vostru personal. Ei, cam asta ar fi, dragii mei. Vă mulțumesc tare, tare, tare că ați fost alături de mine. Ne vedem săptămâna viitoare să povestim ce se întâmplă, pentru că vom avea după aia. Uh, deja 5 august, da, uh, două aspecte, intrarea lui Mercur în uh, retrograd și intrarea lui Venus în zodia Fecioarei uh, și ven, vom mai avea și pe 4 o lună nouă, avem ce povesti, ne, ne vedem. Vă pupicez tare, tare, tare și mulțumesc mult, mult, mult că sunteți mereu alături de mine, calzi și uh, iubitori și cu suflet mare. Pupici, pupici!